În această zi au fost înregistrate 8 sesizări, primite atât pe Sistemul Național de Apel de Urgență 112, cât și de la persoane fizice. Fost finalizate până acum cercetările în anumite cazuri? În cele 8 sesizări, două au fost finalizate, acestea nu s-au confirmat. La sesizarea din municipiul Giurgiu cu privire la alocarea de bunuri în scop electoral au fost efectuate verificări, aspectele nu se confirmă, iar cea referitoare la transportul persoanelor cu autoturisme în localitatea Podul Doamnei, de asemenea, nu se confirmă.